ușor cu ei. Aici, ei! Aici, pentru că în 2008 am pornit prima dată la a planta pe aceste 3 hectare, teritoriu care aparține comunei Cumpăna, o mică pădurice de salcâmi. Oamenii care sunt certați cu legea nu iubesc natura. Oamenii care sunt răi și nu animalele cu 4 picioare, ci cei cu 2 picioare, da, îmi pare rău că vorbesc așa, au băgat caprele, oile și au mâncat puieții care au fost plantați odată și încă o dată în 2014, și pentru că suprafața era liberă și pentru că nu trebuie să o lăsăm ca să fie loc pentru depozitarea gunoaielor și pentru că ne trebuie natură, ne trebuie copaci, ne trebuie verdeață, am solicitat sprijinul ocolului Silvic Constanța. Clubul Rotary Pontus Eusinus Constanța a venit cu banii și a plătit o parte din cei 10.000 de puieți pe care i-am luat de la ocolul Silvic. Apoi avem jandarmeria lângă noi, Departamentul Egalitate de Șanse al Femeilor Social-Democrate din Constanța, tinerii social-democrați cărora le-am lăsat invitația ieri, dar în primul rând, locuitorii comunei Cumpăna. Și pentru asemenea acțiune, elevii liceului Nicolae Dumitrescu din localitate, după cum vedeți, sunt baza. Și eu, sincer, mă impresionează gestul lor, pentru că sunt campioni pe teren. Acum ne aflăm lângă echipa de rugby, dar sunt și celelalte discipline, luptele greco-romane, o parte din echipa de fotbal, pentru că juniorii sunt plecați la un concurs în Turcia, echipa de fotbal condusă de domnul Sustacă, dar avem de la gimnastică ritmică. Vedeți, noastră, oameni care am înțeles că trebuie să facem pentru comuna noastră. Ce facem? Decât să ducem viața mai departe. Echipa de rugby acum pe noi a făcut 4 rânduri, atât am reușit să facem în scurtul timp care am făcut aici. Copiii au răspuns bine și la muncă și la sport, tot o muncă este. Da, eu am și spus și doamne primar, sper că livada aceasta să crească, pomii aceștia să crească odată cu copii. Da, sunt aproximativ 60-70 de metri, ori 4, s-a adunat acolo un pic. Un pom la aproximativ 1 metru, 1 metru și 10 l-am pus, unii copii am pus, sau șanțurile au fost făcute, au mai lărgit un pic găurile, unii au ținut, unii au astupat, ceilalți au călcat pe lângă tulpină și restul, cu părinții și care au mai fost mai vânjoși, așa am reușit să astupăm șanțul loc. De câtă vreme sunteți aici? O oră, două? O oră, două. Câți colegi sunt cu tine aici? Trei. Aproape 20. 20, aproape. Toată echipa? Da. Nu aproape. Nu, mai sunt. Nu, mai sunt doi, trei colegi care lipsesc. Câte rânduri aveți voi de plantat? Vi s-au împărțit? Vi s-au cum s-au? Nu, fiecare cât poate. Și noi am da. Făcut patru. Și noi am făcut câte doi. Câte am făcut. E greu? Nu. E ușor? Da. Îți place ce faci? Da. Îți place ce faci? E greu? Nu. Cum se fac? Un băiat ține pomul și unul dă cu pământ peste. Și trebuie și mutați? Da, nu neapărat. Este dat 4 rânduri și fiecare trebuie să se ducă și să planteze câte un... Puiet. Puiet. E greu? Nu, e destul de ușor. Cineva ține puietul, după vine altul în urma lui și dă cu pământul și... Trebuie călcat? Da. Ne iubim echipa! Ne iubim echipa! Ne zbatem din greu! Ne zbatem din greu! Să câștigăm mereu! Să câștigăm mereu! Cumpără, cumpără, cumpără! Thank you.
mami, pentru voi, răsplata muncii.